De ani de zile folosesc un kit zilnic care să-mi fie cât mai folositor într-un mod simplu și fără bătăi de cap. Și pot spune că periodic e trecut în lista mea de task-uri ca work in progress, însă de ceva vreme am reușit să găsesc o variantă optimă și stabilă. Sigur că nu există o singură variantă pentru toată lumea, dar acesta este echipamentul pe care îl port de fiecare dată când ies din casă. Un astfel de kit, Everyday Carry, are și câteva avantaje. Le țin în același loc, le iau rapid, ocupă foarte puțin spațiu și pot acoperi toate nevoile apărute zilnic și astfel, știind că am un backup pentru acele nevoi, mă ajută să fiu focusat la ceea ce am de făcut în ziua respectivă. Plus că exprimă într-un fel simțul practic, personal, într-o notă autentică, nu una fancy și la modă. Primul obiect pe care îl port zilnic e un iPhone 8 cu 256 de giga de memorie, îmbrăcat într-o husă doar pentru a avea un grip mai bun. Chiar dacă e un model mai vechi, apreciez dimensiunea nu foarte mare și faptul că bateria mă ține peste 20 de ore și se încarcă destul de rapid. Pentru mine este un adevărat multitool. Am la îndemână agenda zilnică, evidența cheltuielilor, fac toate plățile facturilor, un to-do list, comunicare și divertisment totodată, hărți pentru orientare și aici menționez că folosesc foarte mult Waze. Și tot ceea ce operez pe acest smartphone e perfect sincronizat cu laptopul Apple pe care îl folosesc și astfel am acces sau pot modifica tot ce am nevoie în timp real. Al doilea obiect de pe listă e reprezentat de căștile wireless Apple AirBuds Pro, pe care le folosesc pentru aproape orice, de la ascultat muzică și aici sistemul Active Noise Cancelling își face treaba minunat, până la editare audio, pentru că eu trăiesc practic în ecosistemul Apple. Căștile se încarcă rapid, bateria ține suficient pentru o zi încărcată, microfonul e foarte bun și comenzile vocale sunt ușor recunoscute, însă la capitolul audiție sau folosire pentru compoziție muzicală nu sunt printre preferințele nimănui. Apple Watch seria 5 este următorul obiect pe care îl folosesc zilnic, iar principalul său atu e greutatea redusă și designul slim, astfel încât să pot să-l port în orice moment, chiar și atunci când fotografiez sau lucrez la tastatură. Funcționalitățile cele mai importante sunt cele legate de posibilitatea plăților la POS, fără a avea nevoie de un card fizic, deblocarea laptopului și introducerea parolelor, notificările care îmi atrag atenția când să fac mișcare, să mă ridic sau să mă hidratez, și până la urmă, întreaga integrare în sistemul Apple, astfel încât să pot vedea orice notificare pe ceas, înainte de a duce mâna la buzunar să scot telefonul și astfel să verific și alte aplicații și să pierd vremea. Menționez și faptul că ține loc de handsfree la volan sau în orice situație nu vreau să mă folosesc de iPhone sau de căști. Al patrulea obiect este un portofel minimalist produs în România, care ocupă foarte puțin spațiu, este ușor și te obligă să lași acasă toate cardurile acelea de fidelitate sau acces în magazine, diversele bilețele și notițe care se pot păstra și pe smartphone până la urmă, dar și monede și bonuri de cumpărături pe care le simți adesea în buzunar. Am în el doar permisul de conducere, cardul bancar ca să pot scoate și cash dacă e cazul și buletinul de identitate și sincer de-abia aștept să apară buletinele în formatul acela mai mic, în format de card, ca să pot trece la fratele mai mic al acestui portofel minimalist și elegant. Păstrez și o sumă mică de bani pentru cumpărături din piață, precum și în cazul vizitei rapide într-un atelier de vulcanizare, așa cum am pățit la un moment dat într-un sat unde nu exista POS. Poziția a cincea e ocupată de un key organizer făcut de mine dintr-o curea mai veche, un inel și un șurub cu cap dublu, astfel încât cheile de la casă, de la studio și de la apartamentul părinților, precum și tagurile de acces, să nu se bălângăne sau să deranjeze prin forma lor neregulată în buzunar. Costul realizării este minim și durata nu depășește 10 minute. Ca și accesoriu folosesc o mini lanternă cu LED cu încărcare pe USB și a cărei baterie ține cât pentru a schimba niște becuri la mașină în caz de nevoie, însă eu o folosesc chiar și la realizarea portretelor când fotografiez cu lumina artificială, pentru că temperatura de culoare este una potrivită pentru așa ceva, ca a doua sau a treia lumină de umplere. Are două poziții, una pentru a putea citi în întuneric și cea mai puternică care bate în față suficient astfel încât să te descurci pentru scurt timp în diverse situații. O atașez la key organizer cu un elastic ieftin de păr. Cheia mașinii e atașată și ea în același mod de key organizer atunci când am nevoie să mă deplasez cu viteză sau în locații mai îndepărtate. Mașina are un sistem keyless entry, keyless go, astfel încât nu trebuie să o scot din buzunar. Al șaselea obiect zilnic e o curea de tip militar, cu sistem fast open close, de care pot atașa orice toc de obiectiv, o gentuță sau obiecte mai grele atunci când fotografiez datorită rigidității ei.
Fiind reglabilă, se poate folosi și pe post de garou sau pentru a fixa un obiect voluminos, cum ar fi un rucsac cu fermoarul stricat în caz de nevoie. Folosesc și un briceag tactic cu un grip foarte bun și care mai are un tool de tăiat sfori sau sârme, precum și acel tool util când vrei să spargi un geam securizat în cazul în care vrei să părăsești mașina și ușa nu se poate deschide. Îl folosesc în principal pentru a deschide colete și în caz de nevoie în mașină. Nu îl port în instituții publice, la concerte, adunări sau transport în comun pentru că așa spune legea. Oricum, îl atașez în poziție orizontală împreună cu tocul aferent pe centură și niciodată la vedere. Nu pot să spun că mă face să mă simt în siguranță pentru că nu aceasta este destinația lui, însă s-a dovedit foarte util în câteva situații și am câștigat timp. Centura și briceagul sunt atașate la pantalonii pe care îi port, astfel încât nu trebuie să le montez sau să am grija lor zilnic. Ultimul obiect zilnic e o cutie slim cu parfum solid, asta pentru a-mi satisface plăcerea nevinovată și încrederea pe care aroma mi-o transmit. Ocupă puțin spațiu, aroma se păstrează excelent și îmi definește stilul. Când sunt pe fugă, telefonul, portofelul și cheile sunt singurele obiecte pe care le iau.